alianța formată din PSD, PC și UNPR a obținut cele mai bune rezultate la alegerile de duminică și va fi reprezentată de 16 politicieni. Corina Crețu, fost europarlamentar și în mandatul trecut, Ecaterina Andronescu, fost ministru al educației, Cătălin Ivan, purtătorul de cuvânt al social-democraților, Dan Nica, fost ministru al comunicațiilor, conservatoarea Maria Grapini, fost ministru al IMM-urilor, Damian Drăghici, consilier onorific al primului ministru pe probleme comunității rome, soția premierului Daciana Sârbu, Ioan Mircea Pașcu, europarlamentar cu ștate vechi în forul european. Tot din partea alianței PSD-PC-UNPR au mai obținut locuri în Parlamentul European următorii politicieni: Viorica Dăncilă, Ionel Sorin Moisă, Victor Boștinaru, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Doru Frunzulică, Constantin Rebega, Ana Claudia Țapardel și Andy Lucian Cristea. Liberalii vor trimite în Parlamentul European un număr de 6 europarlamentari: Norica Nicolai, un europarlamentar aflat la al doilea mandat, soția lui Crin Antonescu Adina Vălean, fost ministru al transporturilor Ramona Mănescu, Cristian Bușoi, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, avocatul Renate Weber și a aflată la al doilea mandat în Parlamentul European, iar cel din urmă din partea liberalilor este Eduard Helvig, cel care a avut pentru câteva luni mandat de europarlamentar. În ceea ce îi privește pe democrati liberali, aceștia au obținut 5 mandate care vor fi puse în practică de către Teodor Stolojan, Monica Macovei, Traian Ungureanu, Marian Jean Marinescu și Daniel Buda. UDMR-ul va beneficia de reprezentarea a 2 europarlamentari, Iuliu Winkler și Ceabac Sogor. Partidul susținut de către președintele Traian Băsescu a reușit să obțină doar 2 mandate, Cristian Preda și Sigrid Mureșan. Surpriza europarlamentarelor, Mircea Diaconu va ocupa și el un fotoliu în noua structură a Parlamentului European. Conform tratatului de la Lisabona, România va fi reprezentată în Parlamentul European de 32 de europarlamentari, după ce în mandatul trecut a beneficiat de 33 de poziții.